Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Iată, suntem în 2023, iată încă o mașinuță din colecția noastră 2023. Despre ce ar fi vorba dacă nu despre un Ford Ranger Raptor 2023, modelul nou. Dacă mă urmăresc clipurile, știți bine că am foarte multe proiecte pe varianta 2021-2022 cu antifonare superbă, asta înseamnă că această tabă fantastic și asta e foarte slabă. Am bituminizat-o, am făcut-o cu 3 straturi de antifonare termo, vibro și fono, atât față cât și spate, ceea ce am îmbunătățit în totalitate, așa zis, liniștea interioară. Și mașina care am făcut-o anterioara, 2021-2022, care și ea era nouă pe vremea aia, avea niște crampoane mai mari, niște roți mai solide, da? Și i-am tras niște straturi de bituminizare exact peste sistemul existent. Asta a fost odată, după care i-am schimbat tot sistemul audio, așa, și i-am pus ceva fenomenal. Ei bine, hai să vedem, poate vă puneți întrebarea ce mai pot să fac eu la asemenea mașinuță. Întotdeauna când o prind, îi dau zeci de idei să se vadă că mai este loc și pentru noi mici car audio-instalatorii de sisteme audio, instalatorii de sisteme multimedia, inteligențe și multe, multe altele. Ok, hai că suntem în interiorul ei și să ne uităm un pic la această mașinuță. Deci, din start, i-au pus o tabletă unde m-au scos din ecuație total. Deci, nu mai am nicio treabă cu sistemul multimedia, pentru că mai frumos decât atât și de fabrică, practic nici nu poate să fie. Iată ce frumos faguri are la partea de, așa zis, de aerisire, excepțional de frumos. Nu negativizăm, doar ce nu este de acolo. Așa, nu fac vlog de prezentare mașină, fac practic un vlog cu ceea ce vreau să vă prezint, ceea ce mai doresc eu să îi adaptez. Iată un volan sportiv demențial de frumos, așa, în foarte frumoasă nuanță, negru, așa, cu cusătură roșie și zici că ești la drifter, ca să știi exact unde ți-e poziția volanului, da? Schimbătorul e drăguț, tot e foarte frumos, așa, sistem audio văd care Bang & Olufsen, așa, care eu, momentan, suntem în martie 2023, în aprilie 2023 este programat un Ford Explorer Platinum care vine tot la acea ecuație de dărâmat tot, scos Bang & Olufsen în afară, antifonat cu 3 straturi fono vibro termo, tot făcut demențial ca la carte, da? Plus sistem audio, plus toate cele, mai avem un proiect de genul pe canalul nostru de YouTube, pe Sound Identity, unde sunteți acum și dacă intrați pe canal, intrați pe playlist-uri, apăsați pe playlist-uri create, aveți 010203 până la 14 diverse servicii, de la 15 pe alfabetul auto, Alfa, Audi, BMW și vreo, o să vă arăt imediat. Și dacă mergi la Ford, acolo o să-l găsești Ford Explorer 2022, anul trecut l-am făcut, avea 450 de kilometri, acum cel care va veni, cred că va avea și sub 200 de kilometri. Așa că vom face încă un Ford frumos Explorer care va fi tot așa cu sistem audio super tare, pentru că credeți-mă, Bang & Olufsen și astea jucării încă pe mașina asta, mai ales că ați văzut că partea de tablă este total neantifonată, este foarte, să zic așa, foarte nasoală din punct de vedere optic. Și dacă vezi tabla, cum ai văzut tabla, este rigidizarea efectivă ajută foarte mult la îmbunătățirea sunetului, inclusiv la cel original îmbunătățește, nu mai zicem dacă punem procesor de sunet, subwoofer la roata de rezervă și multe altele. Bun, acum hai să vedem ce vreau eu să vă prezint așa pe scurt, ok? Ia să căutăm, fii atent cum apare acel board minunat, ok? Iată și această funcție de, așa zis, de tabletă, ce frumos se prezintă aici. Ford Performance, excepțional de frumos, da? Și iată că intrăm în modul lui inițial. Am să și pornesc mașina, numai să apăs și eu pedala corespunzătoare, că am apăsat practic partea de accelerație, așa, și iată ce mișto este această mașinuță, având doar 3900 de kilometri. Deci e foarte proaspătă, încă poți să zici că abia e la primele ei ieșiri. Bun, acum ce trebuie să știm despre ea din mare? Atâtea butoane are pe volan că nici nu mă bagă în ele, ok? Dar mă bagă în sistemul multimedia, că aici îmi place mie. Bun, hai să ieșim frumos de aici, că vreau să vă arăt exact, că v-am zis acum câteva lucruri ce s-ar putea face. Bineînțeles,
nu neapărat este indicat, dar dacă chiar vrei pentru călătorii de spate, mai putem să spunem inclusiv și monitoare în tetiere, adică hai să zicem câteva lucruri ce am putea face, că nici nu am zis, pot să spun monitor, tetieră, spate, dacă n-ai încălziri pe banchetele de spate, poți să-ți oferi și acel lucru, dacă n-ai aici o cameră de VR care este carcasată într-un mod finuț, original, poți să-ți fac și această operațiune, da? Mai poți să-ți fac să-ți pornească mașina din ceas inteligent, din telefon, din cum vrei tu. Așa, sistemul audio, după câte v-am zis, plus lumini ambientale, văd că nu are această mașinuță, poate o să-i propun titularului și să-i pun niște lumini ambientale frumoase care se integrează bestial. Deci și luminile ambientale se pot foarte frumos integra. Ba, aici văd că din start este sistemul de Apple CarPlay, așa zis, prezent aici, tot zic eu că hai că mă pricep la multimedia, dar și aici totdeauna trebuie să văd cum mă pot integra în el. Iată, de aici foarte simplu, ai radio, fon, navigație, media, Apple CarPlay, Android Auto și tot ce trebuie. Ei, în cazul în care ai acest sistem de Apple CarPlay, ce pot să fac dacă nu? Prima opțiune ce îi propun titularului, vă dau acest mic box. Acest mic box ce face? Eu îl voi introduce în partea de USB și îmi va transforma toată această tabletă într-un sistem Android. Hai să vedem cum. Dacă tot am pomenit că mașinuța aceasta are Active Sound-ul activ, are mai multe tonalități disponibile, ei bine, în cazul în care nu ai acea funcție pe mașinuță, poate nu ai chiar acea dotare, da? Poate să cumperi cu dotare lipsă, ei, poți să știi că poți să pui de la 1 la 2 generatoare TOR de genul pe această mașinuță fără nicio problemă în cazul în care dorești, sau puteți să schimbăm exact modulul central care se leagă la calculatorul existent și putem să-ți dăm undeva la 18-19 tonalități diverse, tot ce înseamnă Audi R8, Audi RS7, Porsche Panamera, Lamborghini Urus. Variante de Ford nu avem, dar în schimb avem BMW, Mercedes, Ferrari, Corvette și multe altele. Cu aceste gadgeturi poți să obții aceste sunete, inclusiv dacă ai Active Sound original, doar cu acel modul. Deci dacă prinzi interes, să știi că poți face și acest mic upgrade mașinii tale. Înainte de a intra în totalitate în acest proiect să vi arăt sistemul de androidizare, vreau să vă fac o mică precizare, care practic eu acum sunt terminat deja cu videoclipul filmat, doar am zis că fac o mică paranteză și o bag în începutul acestui videoclip, să știți că mașina are cameră 360 de grade, dar nu aia ne interesează. Ne interesează, știți că este perfect funcțională și în modul de androidizare, după care își revine la meniul original și nu se modifică absolut nimic. Și acum să urmeze să vă detaliez tot sistemul care vreau să vi-l ofer. Ok? Rămâi pe film că vine acum esența. Înainte de toate, am pus puțin mașina în sleep mode să vedeți cât de frumos știe să pornească practic acest ecran minunat, încă nici nu asta este pornirea lui, să zic așa, inițială. Deci în cazul în care noi l-am porni într-un mod normal, el ar fi total altfel prezentat. Bun. Acum, hai să vedem, nici nu știu cum să încep, unde se bagă, să zic așa, pentru Apple CarPlay, dar hai să încercăm prima variantă. Introducem sistemul direct aici, îi dăm pe Apple CarPlay, da? Așteptăm phone list-ul și ia să vedem ce va fi aici conectat. Ok? Stau cu dumneavoastră și fac tot ce trebuie în acest caz. Exact, iată că îmi zice, would you like to... System Android, bun, close. Și atunci așteptăm să vedem cum se va. Iată, ups, s-a și, bun, superb. Stai să vedem că trebuie să-și facă o recalibrare. Asta sunt conștient că și știu. Deci aștept cu dumneavoastră. Sincer, apăs aici ca nebunul că nici nu știu pe care trebuie să apăs phone list. Da, aici puțin mai jos. Iată. Nu, aici, ăsta l-am vrut. Ok, connect to Apple CarPlay. Hai să vedem dacă este funcțional și iată că deja intră în modul de Android și iată-l perfect funcțional. Deci asta am vrut să văd dacă el este capabil să fie în mod funcțional. Super! Asta m-aș uita dacă l-aș putea face într-un mod mai mare. Iată, ăsta e cel mai mare mod în care pot să-l fac. Deci aici avem un fel de zoom unde se pare că maxim atâta pot să îl fac vizibil. Bun! Să știm ceva despre el. Ok, ce este acest gadget?
Acest gadget, odată introdus în sistemul de USB, n-ai nimic de făcut, doar să-i oferi hotspot sistemului și odată oferit hotspot sistemului, el deja intră în modul lui de utilizare. Bun. Acum, am să vă arăt de la A la Z tot ce știe. Aici message nu l-am folosit niciodată. Settings, de aici intri, dai hotspot, îți selectezi limba, îți selectezi mai multe, așa zis, opțiuni. Dacă observați, tot merge din touch. Bluetooth phone, acesta este un sistem care, cu care te vei reconecta tu și atunci nu vei fi conectat cu mașina în caz de a dori să refolosești partea de sistem de telefonie. Pentru că cu acest Bluetooth phone va fi telefonul activ și funcțional. Hai să vedem ceva ce n-aveți în mașina dumneavoastră. În principiu nu știu dacă are, dar mai bine mă pronunț că nu cred că are. Da? Iată acest sistem de Google Maps care, deocamdată stai, Sound Identity. Ok, odată că îi dau o comandă vocală, asta precis, poate să aibă această mașinuță fără absolut deloc nicio treabă, dar funcția asta, nu știu dacă o are, să vezi Street View direct pe sistemul tău de navigație, da? Ei bine, hai să vedem ce înseamnă Street View, pot să văd harta cartografiată într-un mod, pot să văd harta cartografiată așa. Nu mi-ajunge nici această funcție. Bine, hai că facem altceva, da? Ok. Facem în felul următor. Facem un split screen. Cu ce să facem split screen? Hai să căutăm. Nu-mi trebuie nimica de acolo. Practic aveam YouTube-ul, aveam mai multe funcții. Dar uite, eu vreau să am două sisteme de navigații instantanee și vreau să-mi pun partea de Waze cu partea aceasta de Google Maps. Am două sisteme de navigații instantanee direct aici pe el vizibil. Asta înseamnă că, iată, am ca hartă cartografiată normal, hartă cartografiată video, Waze-ul cu toate rapoartele, cu recentrare, cu tot ce este necesar aici, într-un mod deosebit, da? După care, eu dacă vreau, îmi păstrez Waze-ul, dacă vreau, îmi păstrez partea de Google Maps, ok? Deci e o chestie care nu știu dacă ar avea o funcție originală să facă split screen între două aplicații de genul. Bine, hai că vă mai arăt eu mai multe. Bun, sistem de telefonie ca să ai de aici, de repet, dacă te vei conecta și îți vei lua un gadget de genul de la noi, pentru că aceste gadgeturi practic sunt disponibile la noi, dacă doriți asemenea aparate, aveți număr de telefon, uite-te în josul videoclipului, uite-te sus, uite-te la final, la început și în descrierea videoclipului, ai peste tot și site-ul și număr de telefon unde mă poți contacta de luni până sâmbătă, exclus duminică, da? Și vă pot oferi aceste gadgeturi minunate. Bun! E foarte simplu, ați văzut, doar îl bagi în USB și funcționează. Hai să mergem în continuare, da? Home. Cu Home, practic, ești în meniul inițial al mașinii. APK Installer, dacă ai ceva APK-uri care le-ai instalat ulterior și vrei să le ștergi, adică gen iGo, gen Netflix sau orice altceva și vrei să le ștergi. Bluetooth Music, tu poți să asculti muzică prin Bluetooth, ceea ce poți să faci și în momentul de față. Speed Play, da? În cazul în care ai un sistem de Apple CarPlay activ pe o vreo mașină, tot așa cu touchscreen, ar fi minunat, și îți iei acest gadget, acest sistem ți-l face să fie total fără cablu. Deci nu mai ai nevoie absolut de nicio conectică, de niciun cablu, el va merge în mod full free și nu va mai fi nevoit să ai cablu de conectică direct activ pe ea. Ok? Deci atât Android Auto cât și Apple CarPlay va merge și va funcționa în mod full Wi-Fi, fără cablu, fără nimic. Bun. După care, hai să ieșim și de aici. Next, avem Chrome-ul, unde hai să intrăm în Chrome și dăm direct Sound Identity sau îi dau un www.soundidentity, da? Dacă mergem frumos aici, avem website-ul nostru, care este unul foarte ușor, numai să îl apăs corespunzător, că dacă nu-l apăs, atunci nu funcționează, e ceva normal, da? Și dacă te uiți foarte elegant, ăsta este site-ul nostru, unul simplu, drăguț, și pe site ai număr de telefon, apeși ai suni, acum poți să suni, aici mă găsești pe Facebook, pe YouTube, pe Insta, pe TikTok, Sandu Hifi, găsești foarte multe nebuneli de ale mele, da? Dar acum hai să vedem cum găsim un produs de genul. Dacă îi dai la configurator aici, la mine, îi dai pe modul Apple CarPlay și Android Auto, da? Selectezi marca, nu țin eu drept, de obicei eu filmez de dincolo, îi dăm la universale, apa, stai să-l conectez cu universale ca lumea, și dăm la model universal, ok? Și aici eu prezint mod de instalare, iată sistem Apple CarPlay ca să-ți meargă sistemul original fără cablu 700 de lei, modul de Android care să-ți meargă fără cablu 700 de lei sau mai e varianta de, nu am pic să-i dau înapoi, aceasta de
Android Box care îl vedeți, un Android 10, 4 GB octa-core, foarte bine merge, 1500 de lei. Și să fiți atenți că merge super bine. Vrei alte produse, selectezi din configurator ce vrei. Haion electric, evacuare electronică sau orice alte nebuneli de ale noastre. Bun, hai să ieșim și de aici. Mergem în continuare. Aici ai contacte, aici ai Play Store. Eu la Play Store, întotdeauna când vine o mașinuță și fac un asemenea test și o asemenea prezentare, întotdeauna am să mă actualizez cutiuța, pentru că această cutiuță este a mea. Asta nu o vând niciodată, sper ca și eu vreodată să-mi iau o asemenea mașinuță, bine, nu chiar din asta, dar să-mi iau măcar un Golf 7 care să aibă Apple CarPlay și să-l introduc și atunci nu mai am nevoie absolut deloc să schimb sistemul original. Pentru că dacă schimb sistemul original, ai mici lipsuri, adică ai un radio puțin mai slăbuț, dar bineînțeles cu acest sistem sau cu un sistem de internet, tu poți foarte elegant să-ți iei radio online și-ți merge pe bestial. Bun. Acum, în rest, nu mai am absolut deloc nimic de făcut. Asta și toți titulare care aveți asemenea gadget sau altele, puteți să faceți această opțiune să vă actualizați toate aplicațiile. Ok, după care, ia să vedem aici în Snapdragon Gallery. Da, aici dacă îi dau, de exemplu, dacă am logo-uri sau orice altceva, aici, da, pot să mi le iau și pot să mi le fac, să zic, prezente, da, și să mi le pun, să mi le arat frumos cum vreau eu. Da? Ia să vedem. Nu pot să-i dau. Practic aici în galerie să încerci să-i dai mai multe variante de poze. Ba da, iată că poți să faci. Poți să comuți practic pozele fără nici o problemă. Așa, depinde ce poză vrei să vezi tu în acest practic sistem de Ford. Ok? Bun. Eu i-am pus acum această poză. Așa. Bun. Acum, ieșim, totdeauna căutăm acest sistem micuț de pată, că cu acea pată putem să facem noi toată treaba. Iată că ai și YouTube Music-ul, unde dacă intri și ai acces și ai YouTube Premium, poți să ai acces la tot ce înseamnă toate melodiile, playlist-urile tale, tot ce este pe partea de, să zic așa, de playlist-uri salvate sau ce vrei, inclusiv și videoclipuri, tot. Eu nu-l folosesc, deci nu îl cunosc. Bun, eu folosesc altceva, eu folosesc tradiționalul YouTube Video, unde o să ajungem imediat. Iată, e și Spotify-ul, doar și aici necesită să fii, să zic așa, logat și poți să ai acces la mai multe. Tot am zis că o să-l loghez, numai să-mi permită timpul și atunci am să fac și aceste operațiuni și pentru noi, pentru mine. Bun, next! Hai să vedem pagina următoare. Să înceapă ceva ce n-a mai fost, da? Iată, DJ Online în Ford Ranger Raptor. Să te uiți la televizor cum vrei tu, da? Și nu numai în Ford Ranger Raptor. Repet, eu chestia asta am pus-o inclusiv pe Lamborghini Urus, Maserati Levante, Porsche, Panamera, Porsche Cayenne 2023. Le-am pus pe atât de multe mașinuțe că, sincer, nici nu mai știu să le pomenesc, da? Uite, îi dau un DG24, ok? Și acum o să-i dau drumul la o emisiune. Bun, iată că și merge, deci DG24 funcționează partea de, ia să vedem dacă îi dăm un pic, iată. Ok, deci poți să te uiți la televizor fără nicio problemă, cum vrei tu, da? Dacă îi dau, de exemplu, aici, iată, mă duc puțin mai jos, îi dau la DigiSport și mi-aleg, de exemplu, dacă vreau să văd fotbal, dacă vreau să văd tenis sau, iată, ce vreau eu, pot să văd instant pe, mă uit la televizor, fără nicio problemă, doar să-mi introduc contul de acasă, ok? Deci nimic altceva nu trebuie să fac, numai să-mi știu contul de la Digi, odată introdus, nu mai ai nici o problemă. Iată, te uiți la fotbal, te uiți la ce vrei tu, în ce mod și în ce caz vrei tu să îți faci această plăcere pentru a avea vizionarea lui cu tot ce înseamnă, iată, partea de volum. Deci este ceva fenomenal de mișto, poți să te uiți la fotbal, la ce vrei tu, da? Bineînțeles că nu doar fotbal sau nu doar sport, iată că avem aici, cum am zis, și partea de HBO, ok? Deci poți să te uiți la filme, la videoclipuri, la desene animate, iată HBO este prezent aici, ok? Mamă ce claritate are, e chiar fenomenal de frumos, iată acolo scrie HBO, deci poți să vezi HBO 1, HBO 2, HBO 3, e o chestie, eu zic că, super de detaliat, da? Dar bun, hai să facem o altă integrare. Să ieșim din TV, să mergem aici la categorii, să-i dăm la copii
Și atunci hai să luăm și partea puiuților, că dacă ai un puiuț cu tine și vrei să îi dai să vadă, iată, Minimax, iată, Disney Channel, stai un pic, A, așa, uite aici, Minimax, da, stai, am făcut eu bine? A, așa, uite, Disney Junior, sau ce vrei tu, da, stai, ia să vedem, nu fac eu bine ceva? Ba da, uite, dacă îi dau de două ori, atunci nu-i place. Da, uite, îi dau pe Disney Junior sau pe orice altceva, da? Și eu, în principiu, cred că ar funcționa și această variantă. Bun. Iată. Numai să nu-l fac cu partea aceasta de voice. Iată. Da? Numai să fie și bun internetul, pentru că eu, de exemplu, dau internet direct de pe acest telefon cu care filmez. Deci îl solicit la maxim. Dacă poți să bagi, apropo, un card 4G, chiar și 5G în el, și poți să-i dai și hotspot. Eu, în momentul de față, i-am dat hotspot, deci nu-l folosesc cu cartelă anume. Ok? Bun. Iar ce funcție mai avem noi aici? Să vedem. A, apropo, că pot să fac și split screen să fie micuț, da? Și ia să-i dăm ceva la general și atunci aici mă întreabă practic ce vreau eu, iată. Deci pot să mă duc și să răsfoiesc prin ele și să văd exact ce vreau eu. Mai am partea de radio, unde dacă vreau pot să ascult radio într-un mod online, da? Și aici mă întreabă ce vreau, Pro FM sau Dance FM sau orice altceva. Intru frumos în el, ia să vedem. Intru. A, așa, și atunci îmi dispare split screen-ul de la partea de desene animate și pot să-mi aleg ce radio vreau eu cu programele exprimate aici în stânga jos. Ba. Ieșim afară și din Digi Online, ok? A, așa, Explorer File, aici putem intra și să ne punem, de exemplu, un Ford Ranger Raptor în spate, putem să ne punem poze, imagini, videoclipuri, tot ce vrem. După aia avem aici Touch Assistant, după aia avem aici Voice Search, nu interesează Google, uite ce ne interesează pe noi, ceea ce iar n-ai avut pe Ford-ul tău, Netflix-ul, da? Ei, iată, aici dacă intri pe oricare profil, tu poți să ai foarte simplu partea aceasta de accesibilitate la conturi, ok? Iată, intru pe Netflix și mă uit la ce vreau eu. Îi dau drumul la ce vreau eu. Acesta este un cont doar care e primit numai de demo ca să vizualizăm, să văd prin el, dar dacă aveți cont, puteți intra în el și foarte elegant vă puteți da și drumul la orice film și la orice altceva. Lucky Cam. Această aplicație am montat-o când am montat la un Lamborghini Urus și la un GLC 2023 și la X6, așa, și i-am făcut tot așa aceste teste cu acest sistem când am pus camera de VR și foarte elegant i-am făcut partea de prezentare între camera de VR și între partea de... Am conectat camera de VR cu sistemul și a putut să-l vadă direct pe imaginea aceasta originală prin această aplicație, pentru că aplicația îți permite să vezi în sistemul existent. Bun, iată aici mai avem parte de SoundCloud, unde tot așa dacă ești logat poți să ai o cantitate foarte mare de muzică, da? Bun, ieșim afară, așa, după care iată, da, avem și Waze-ul, da? Care, bineînțeles, asta poți să-l ai cu telefonul tău fără nicio problemă, poate zici că Waze-ul am. Păi ok, Waze-ul ai, Google Maps-ul ai, dar doar atât, în rest nimic mai mult, da? Și tot așa, iată, îl ai frumos, da? De ce să nu-l ai cu o jucărie care arunci acolo, nu mai utilizezi telefonul, nu-ți mai folosești, așa zis, toate informațiile de pe telefon, ok? Și tu poți avea aici ce vrei tu, în ce direcție vrei tu, da? Sound, ia să-i dau, Identity. Ok? Iată ce superb, îți arată locația și îți arată tot ce trebuie să știi despre noi. Ba. Sper că vă place nebunele asta. Mie, sincer, îmi place foarte mult. Bun. WhatsApp. Să știți că eu m-am conectat cu telefonul pe WhatsApp. Nu m-am mai super deranjat că non-stop îți intră mesajele. Le poți citi, le poți tot. Sunt cine caută chestia asta, dar mie, cum îmi vin foarte multe mesaje, pe mine, sincer, mă obosește, că, cum să zic, îmi filmam, non-stop îmi intrau mesajele și îmi intrau toate nebunele. Mai e și TikTok, sunt mulți, să zic așa, mulți fani de TikTok, ia să-i dau o continuare cu Google să văd dacă pot lua așa.
Așa. Și să vedem dacă mă lasă. Dacă mă lasă, hai să intrăm și cu el. Da? Da, să vedem, n-am intrat încă, nici n-am încercat vreodată. Dar hai să vedem dacă mă lasă măcar să răsfăiesc prin el și atunci măcar puteți să vedeți, da, trebuie să-i bag data de naștere și una alta, dar oricum dacă mă cauți pe TikTok mă poți găsi Sandu Hifi și poți să mă vizualizez cu multe videoclipuri, inclusiv și acesta este împărțit în două vloguri, pentru că e foarte, hai că e afară de tot, sunt foarte multe informații care vreau să le dau. VLC player-ul este MP4 player, da? Și atunci ce a mai rămas aici să vă prezint, ce știu că mi-a rămas mie, iată, avem partea de YouTube, care este una foarte importantă. Vom intra în modul de căutare și vom da o comandă vocală. Hai să facem. Sound Identity. Iată. Uite aici, deja am și dă. Mulțumesc tuturor subscriberilor care sunteți activi și sunteți prezenți în canalul nostru de YouTube. Aici ne puteți găsi cu toate informațiile, cu tot ceea ce este necesar, da? Iată www.soundidentity.ro, Sandu Hifi, comenzi, instalări, informații, tot, tot. Ei, ca să vezi un pic cum ajungi și cum poți să cauți cu trobe la noi multe și ceea ce v-am vorbit despre acele Ford-uri, dacă dai pe video aici, întotdeauna o să vezi ultimele noastre videoclipuri, ceea ce conține camera la Porsche Cayenne schimbată pentru că nu mai era funcțională, navigație mare Tesla la diverse mașini, CLA 45 AMG, CL55 AMG, un proiect destul de unicat în Europa, Porsche Cayenne probleme cu sunet, da? Diverse navigații, diverse, uite, Porsche Macan, am desfăcut tot bordul, tot plașa de bord, am dat-o jos, am pus înapoi, Mercedes WGL 167, monitoare în TTR, i-am pus și lui cameră DVR. Plus i-am făcut video mișcare să fie, să-i meargă video în timpul mersului. Așa, Apple CarPlay-uri, lumini ambientale, evacuator și multe alte nebuneli care le-am făcut pe foarte multe mașini și inclusiv cu camere de vedere față-spate. Deci vedeți aici la mașini, numai să aveți răbdare și timp, cam peste 1000 de videoclipuri disponibile. Dar dacă vrei să cauți un Ford, uite, intri aici la playlist-uri, apeși neapărat aici la Created Playlist și odată făcută chestia asta, este așa, 01 tot proiecte, 02 Sandu, 03 tot evacuare. Dacă am făcut o evacuare electronică, le-am băgat în 03 pe toate. Dacă am făcut o alarmă cu pornire, le-am băgat în 04. Dacă am făcut încălzire în scaune, 05. Dacă am făcut sisteme audio, ceea ce găsesc Ford-uri aici, le-am băgat în 06. Până la 14 am diverse servicii, așa, iar de la 15 am alfabetul auto, asta înseamnă Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, A, B, C, D și hai să mergem la F, la Ford. Uite-te aici, am Ford, de exemplu, Mustang, da? După care îmi vine Ford F-150-uri făcute, în Ford Raptor F-150, uite aici, Ranger-ul 2021, Ranger-ul, uite-te aici, stai să vezi, mai jos un pic, acolo e și Ford Explorer-ul, stai să vedem unde este, opa. Așa, da, stai să mergem puțin mai jos. Nu știu, cred că depășesc eu bara și nu, cred că nu-i voie să depășesc bara aceea și de-aia mi le dă înapoi, da? Iată, uite, mă duc încet și aici este și Ford Explorer-ul care l-am făcut foarte recent. Se pare că ar trebui totuși să, uite, și Ford Ranger Raptor generația anterioară care tot are Apple CarPlay, am făcut acest Android Box. Uite-te aici Ford Explorer Platinum-ul 2022 care l-am făcut, fai, o lucrare excepțional de mare, deci am foarte, foarte multe proiecte realizate cu aceste mașinuțe, ok? E bun, de mare, v-am cam arătat tot. Acum tot ce a mai rămas este să-mi iau la revedere și să vă prezint de la A la Z cum mă puteți contacta. Ia să vedem, apăs corespunzător, nu apăs. Ia să vedem. Da, dar nu am split screen pentru că nu am două ecrane deschise și de-aia se pare că nu mi-l dă. Bun, și atunci iată dacă acum o să apăs aici. Așa, îmi deschide așa și îmi deschide YouTube-ul, îi dau cu Sound Identity și atunci el mă va lăsa să-mi fac toată treaba de la A la Z. Ok, și atunci hai să începem cu începutul și să vă explic tot ceea ce trebuie să știți, cum mă puteți contacta, găsi și așa zis aborda în cazul în care doriți asemenea gadget-uri. Ok, în prima și în prima fază mă puteți suna de luni până sâmbătă, între orele 9 și 19, dacă se poate exclus după aia, dar cel mai important, de 20.000 de ori vă zic, nu mă sunați duminică. Deci nu sunați, nu mă contactați duminică, ok? După care, aveți număr de telefon jos în pagină, sus în pagină, la final, la început de videoclip și inclusiv în descrierea videoclipului. Next!
Mă puteți găsi foarte mult pe www.soundidentity.ro, unde v-am zis aici aveți Facebook, YouTube, Insta, TikTok cu Sandu, Hi-Fi și WhatsApp-ul, plus din configurator poți să selectezi modulul Apple CarPlay, modulul universal și modelul universal și marca universală. Și atunci o să vezi acolo aparatul care este 1499 de RON, care vi-l pot trimite oriunde în țară. După care, mă poți găsi pe Facebook, Sanduvancea, soundidentity.ro, Tor Oradea, dealer autorizat, partea cu evacuările, căci și încăzine scaune Oradea. Mă mai poți găsi pe Insta, Sanduhifi, soundidentity.ro, căci și Tor Oradea, dealer autorizat. Pe TikTok, Sanduhifi, cum v-am zis, pe WhatsApp aveți număr de telefon și cel mai mult pe canalul nostru de YouTube, unde dacă intri pe Sanduhifi Shop, Soundidentity, mă găsești aici, ți-am zis, intri în playlist-uri, apeși pe playlist-uri create, de la 01 la 14 ai diverse servicii, de la 14 încolo ai alfabetul auto, Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, ABCD, cauți F, Ford-ul și acolo găsești foarte multe variante de produse. Ok? Rămâi aproape. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, sună-mă. Dacă crezi că vrei acest gadget, contactează-mă și cu mare drag îți ofer atât suport tehnic cât și acest video care ți-am prezentat dintr-o bucată, că merge tot de la A la Z, nu ai nevoie de mine, de instrucțiuni, doar să te pricepi un pic să pui mâna pe un sistem de Android, ok? Iar în final, poate că am uitat să vă zic, dar mașina are camere 360 de grade, nu se pierd, nu nimica, deci toate rămân perfect active și iată când ești din modul de cameră, el și îți rămâne activ, ok? Nu uita, Sanduhifi, Sound Identity, rămâi aproape, bye bye!